Vinerea Sfântă, o zi de solidaritate universală cu Biserica din Ierusalim. Începem știrile noastre despre Țara Sfântă prin a relata un mesaj sincer al custodelui Țării Sfinte adresat catolicilor din întreaga lume, cerându-le să-și amintească de nevoile creștinilor care suferă aici ca urmare a războiului. Colecta din Vinerea Mare este fundamentală. Primarul din Florența vizitează Țara Sfântă. Dario Nardella, primarul orașului Florența, sosește în Țara Sfântă la invitația părintelui Francesco Paton. Călătoria în spiritul lui Giorgio Lapira a fost întreruptă brusc și multe dintre întâlnirile programate au fost anticipate sau anulate. Sfântul Mormânt, celebrările din postul mare. Comunitățile Sfântului Mormânt trăiesc deschiderea timpului liturgic al postului mare în diferitele celebrări prevăzute de tradiție. Status quo-ul procesiunii zilnice la Sfântul Mormânt. La Sfântul Mormânt coexistă 5 confesiuni creștine. Pentru a asigura coordonarea serviciilor liturgice și buna desfășurare a acestora, din 1852 este în vigoare un decret cunoscut sub numele de status quo. Carissime amiche, carissimi amici, il Signore vi dia pace. Dopo aver sperimentato più di 2 anni di incertezza a causa del Covid ed esserci illusi che fosse tornata la normalità, improvvisamente il 7 ottobre scorso siamo stati colti di sorpresa dallo scoppio di una nuova guerra in Terra Santa che, oltre a fare migliaia di morti, ha nuovamente bloccato il flusso dei pellegrini, costretto per lunghi periodi i nostri ragazzi a non andare a scuola e lasciato senza lavoro molti nostri cristiani della Terra Santa, specialmente a Betlemme in Palestina, ma anche nella città vecchia di Gerusalemme e in Israele. In questa situazione sentiamo il bisogno della vicinanza e della solidarietà dei cristiani di tutto il mondo, anzitutto attraverso la preghiera, perché siamo convinti che solo l'azione della grazia di Dio può cambiare i cuori e volgerli al dialogo, alla riconciliazione e alla pace. Poi una solidarietà e vicinanza attraverso il pellegrinaggio. Infine una vicinanza e una solidarietà anche attraverso la condivisione di risorse economiche. Come frati della custodia di Terra Santa è nostro compito, secondo il mandato della Santa Sede, prenderci cura dei luoghi santi, dimorarvi e farne luoghi di preghiera, essere accoglienti verso i fedeli locali e verso i pellegrini e anche mettere in campo opere educative come le scuole, opere sociali come case per anziani e per le giovani famiglie, ambulatori e dispensari, opere di promozione umana attraverso la creazione di posti di lavoro. La colletta del Venerdì Santo serve a coprire una parte di questi costi, grazie alla generosità dei fedeli di tutto il mondo, grazie alla vostra generosità. In questa occasione, noi frati della custodia di Terra Santa, ci facciamo mendicanti e ci rivolgiamo a voi perché il Venerdì Santo possa essere un giorno di solidarietà universale, un giorno in cui i cristiani di tutto il mondo si prendono concretamente cura della Chiesa Madre di Gerusalemme, che in questo momento ne ha estremo bisogno. Per favore, dilatate il vostro cuore e aiutateci secondo le vostre possibilità, così anche noi potremo continuare a prenderci cura di questa Terra Santa e dei suoi figli. Pace e bene. Vi
Vizita primarului din Florența în Israel și Palestina ar fi trebuit să dureze 4 zile, între 15 și 19 februarie, dar Dario Nardella, venit în Țara Sfântă la invitația custodelui, a fost nevoit să se întoarcă în orașul său înainte de termen din cauza unui teribil accident de muncă în care și-au pierdut viața 4 persoane. Vă mulțumesc foarte mult după vizită. Îmi pare rău pentru această tragedie petrecută la Florența, pentru faptul că au murit mai mulți oameni, de asemenea, sunt oameni sub dărâmături. Cu adevărat suntem alături de voi, este din păcate un lucru care ne întristează profund și în numele întregului oraș și al administrației îmi exprim cea mai profundă compasiune pentru familiile victimelor. Qui nella Basilica della Natività pregheremo per le vittime di questa tragedia, una tragedia che non doveva. Aici, în Bazilica Nașterii, ne vom ruga pentru victimele acestei tragedii. O tragedie care nu ar fi trebuit să se întâmple, pentru că nu este posibil ca într-o țară civilizată ca Italia să mai poți muri pentru că muncești, să mori pe un șantier. Este inacceptabil și acest lucru ne întristează profund. Dolora profondamente, io a nome di tutta la città, dell'amministrazione, esprimo il più profondo cordoglio per i familiari delle vittime. Călătoria a fost marcată de acest eveniment, aceeași durere în inima primarului din Florența și a primarilor pe care i-a întâlnit, o misiune care devine o apropiere față de cei care suferă evenimente pentru care nu sunt vinovați. În acest spirit de ascultare și de prietenie profundă, sub semnul lui Giorgio Lapira, primarul Florenței a vizitat unele dintre misiunile custodiei, cum ar fi Dar al Maius și centrul Picirilo, și mai ales s-a întâlnit cu Ron Huldai, primarul orașului Tel Aviv, împreună cu familiile ostaticilor israelieni, precum și primarul din Betleem, Anton Salman, al cărui bunic, de asemenea primar, a semnat cu Giorgio Lapira înfrățirea istorică dintre cele două orașe. Questa missione nasce da un grande desiderio, quello di ripercorrere. Această misiune pornește de la o mare dorință, aceea de a călca pe urmele primarului Giorgio Lapira, venind în Țara Sfântă într-un moment dramatic, cum a fost războiul din Gaza. Un moment care ne provoacă durere, dar care ne impune și o predispoziție la ascultare. Le mulțumesc fraților franciscani din Țara Sfântă pentru invitație. Mă aflu aici, alături de ei, în acest moment, la Betleem, pentru a ne ruga împreună în Bazilica Nașterii. A Betleem, per fare insieme una preghiera nella Basilica della Natività. Călătoria a fost organizată de părintele Mateo Brena, comisar pentru Țara Sfântă în Italia, împreună cu părintele Ibrahim Faltas, vicar custodial. În primul rând îi mulțumim primarului din Florența, care a venit în aceste momente foarte dificile pentru întreaga Palestina, pentru Țara Sfântă, pentru Israel, pentru toată lumea. Este într-adevăr un moment foarte, foarte dificil. Această vizită a fost făcută în semn de solidaritate, de sprijin pentru toată lumea. Ne aflăm în Betleem și s-a întâlnit cu primarul din Betleem. Această călătorie se bazează pe două verbe, a asculta și a fi aproape, a asculta realitatea unui pământ care trece prin provocări, dar care păstrează o moștenire spirituală, a fi aproape, mai ales de oamenii acestui pământ care trăiesc un moment de durere și de singurătate în această durere. Așa că împreună cu primarul Florenței ne-am gândit la câteva zile, dar semnificative, pentru a vizita locurile sfinte, vizitând și reperele comunităților din acest pământ. Din cauza întoarcerii timpurii a lui Nardella, întâlnirile cu primarii din Ramala și Erihon nu au avut loc, însă Patriarhul Latin al Ierusalimului, Preafericirea sa Cardinalul Pier Battista Pizzaballa și Nunțiul Apostolic Adolfo Tito Ilana l-au putut saluta. Vizita la Sfântul Mormânt a fost una semnificativă, urmată la sfârșitul zilei de o lungă întrevedere cu părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, care l-a invitat să facă această călătorie. Certamente una motivazione legata al fatto che c'è una relazione tra la custodia e Firenze, direi basti pensare la Verna,
le stimmate. Aș spune că există o relație între custodie și Florența. Gândiți-vă doar la Verna, la stigmate. Aici, anul acesta, au loc diverse inițiative pentru cel de-al 8-lea centenar al acestui fapt istoric, pentru conformarea Sfântului Francisc la imaginea lui Hristos răstignit. Puțin știu că la Verna este proprietatea orașului Florența și că orașul Florența a fost, de fapt, cel care a salvat la Verna pentru frați. Apoi aș dori să amintesc o figură specială și particulară a primarului din Florența, și anume figura lui Lapira. Lapira, care este cel care a lucrat în mod concret pentru, să spunem, o viziune de pace în lume. Este un profet al secolului 20 și cred că Lapira este o persoană de care am avea nevoie chiar și aici, astăzi, în Țara Sfântă. Este o personalitate politică care știe să treacă dincolo de diviziuni, o viziune a unui politician care știe să caute binele oamenilor, care știe de asemenea să lucreze pentru reconciliere și pace. Che sa andare oltre le divisioni, una visione di politico che sa cercare il bene delle persone, una visione di politico che sa anche lavorare per la riconciliazione e la pace. Pentru toți creștinii, inima Ierusalimului este Bazilica Sfântului Mormânt, construită pe calvar deasupra mormântului lui Hristos, memorial al ultimelor evenimente din viața pământească a celui care s-a făcut om pentru mântuirea noastră, a murit a treia zi și a înviat, conform Scripturii. Pentru a ne bucura mai bine de aceste două locuri centrale în istoria mântuirii noastre, în perioada postului mare, pe lângă celebrările zilnice obișnuite, comunitățile prezente la Sfântul Mormânt organizează momente de rugăciune specifice timpului liturgic și îi ghidează astfel pe pelerini în drumul lor spiritual spre Paștele Domnului. Și în acest an, prima sâmbătă din postul mare a fost celebrată prin tradiționala intrare în bazilică a Patriarhului Latin al Ierusalimului. Cardinalul Pier Battista Pizzaballa a însoțit apoi procesiunea solemnă de comemorare a Misterului Pascal al lui Hristos prin capelele bazilicii. Seara însă, ușile bazilicii s-au deschis pentru celebrarea vigiliei, prezidată de părintele Francesco Paton, custodele Țării Sfinte, în timpul căreia s-au recitat psalmii din oficiul de lecturi. La finalul celebrării, frații intonează mai multe imnuri și apoi ies în procesiune cu lumânări aprinse și merg încet în jurul altarului Sfântului Mormânt. Doar custodele intră în altarul ediculei pentru a se ruga în fața mormântului gol și în cele din urmă, întorcându-se împreună în capela Sfântului Sacrament, se proclamă Evanghelia Învierii. În timpul zilei, în ciuda situației din Țara Sfântă, am văzut câțiva pelerini și vizitatori în bazilică care au putut să-și exprime devotamentul și dragostea pentru acest loc. Locurile sfinte ale lui Hristos din Ierusalim sunt definite de părinții bisericii ca fiind buricul pământului. Ele sunt, prin excelență, izvoarele din care omul își trage mântuirea și viața. Cele două locuri sfinte sunt legate între ele și inseparabile, la fel ca misterul pascal al morții și învierii lui Iisus Hristos, care s-a săvârșit aici și se împlinește neîncetat. Realități coexistă la Sfântul Mormânt: comunitatea fraților franciscani, catolici latini, comunitatea greco-ortodoxă, comunitatea apostolică armeană, comunitatea ortodoxă coptă și cea siriană ortodoxă. În afară de frați și celelalte comunități, se roagă și celebrează cu propriile rituri și procesiuni.
Pentru a asigura coordonarea serviciilor liturgice și buna funcționare a acestora, este în vigoare un decret din 1852 numit Status Quo, emis de sultanul Imperiului Otoman, care nu permite schimbări în sanctuare, de teamă că acestea ar putea altera conviețuirea între comunități. Împreună cu părintele Atanasie vom încerca să înțelegem așadar cum sunt organizate orarele în interiorul Sfântului Mormânt. Tutto accordato da, diciamo, vecchia tradizione. E non si può cambiare. Totul este rezultatul unui acord între comunități. În mod tradițional, nu se pot face variații pentru că orice schimbare ar putea crea probleme celeilalte biserici. Așadar, nimeni nu poate schimba ora procesiunii fără să se pună de acord cu celelalte. A fare un accordo. E anche loro non possono cambiare la loro processione. Status quo-ul este respectat cu strictețe la sanctuarele Sfântului Mormânt, Mormântul Fecioarei Maria și Înălțarea Domnului, la Ierusalim și la Betleem, la Sanctuarul Nașterii Domnului. Questi sono i quattro santuari nominati nel decreto. Il decreto è stato. Acestea sunt cele patru sanctuare numite în decret, iar decretul a fost emis în 1852 pentru a pune capăt disputelor și certurilor puternice dintre biserici pentru custodia acestor locuri. Acesta fixează pentru totdeauna drepturile pe care le are fiecare comunitate și faptul că nu se pot face schimbări care să modifice tradiția fără un acord între biserici. De atunci, comunitățile au trebuit întotdeauna să decidă împreună ce și cum să facă, tocmai pentru că, per se, nimeni nu are voie să schimbe nimic decât cu acordul celorlalte. În prezent sunt în curs de desfășurare lucrări majore de restaurare a podelei bazilicii și acestea sunt de asemenea supuse aprobării comunităților de la Sfântul Mormânt, care trebuiau să-și dea acordul prealabil pentru punerea lor în aplicare. Astfel, traseul procesiunii a trebuit să fie adaptat la necesitățile șantierului, reconciliind semnificația spirituală a locului, problemele tehnice și specificul liturgic al bisericilor. Questo è un'eccezione alla regola e qui tutti stanno usando il. Aceasta este o excepție de la regulă și aici toată lumea folosește bunul simț în spirit de cooperare. Din cauza lucrărilor nu este posibil să se urmeze traseul obișnuit și transmis, așa că toate comunitățile au aceeași dificultate. De aceea există o înțelegere între noi pentru a conveni asupra modificărilor. Nu ar fi o practică permisă de decret și dacă nu ar fi vorba de restaurare, nu am fi putut decide să facem aceste modificări, deoarece procesiunea ar fi trebuit să urmeze mereu același traseu, atât pentru noi, cât și pentru celelalte comunități. La procesiune deve essere sempre lo stesso, sia per noi, sia per le altre comunità. Părintele Atanasie continuă să explice că fiecare biserică se roagă cu propriile liturghii și că pe lângă procesiunea zilnică există procesiuni solemne care au loc pe parcursul anului la momente speciale. De exemplu, procesiunea funerară în care se celebrează toate pasajele din timpul patimilor lui Hristos până la înmormântarea sa. Noi abbiamo diverse processioni, ma qui si parla della processione quotidiana. Ogni giorno facciamo la stessa cosa. Poi gli armeni fanno. Avem mai multe procesiuni, dar aici este vorba despre procesiunea zilnică. Noi celebrăm în fiecare zi cu aceleași rituri și cu același calendar. Apoi, armenii realizează procesiunea de 3 ori pe săptămână, o procesiune cântată ca a noastră. Grecii și copții, dar și armenii, au procesiunea doar cu tămâie, de 2 ori pe zi, fără cântare. Fiecare procesiune are particularitatea ei, dar noi ne deplasăm întotdeauna în jurul locurilor sfinte, rugându-ne. Cioè, ogni processione ha la sua particolarità, ma sempre attorno ai luoghi santi. Pornind de la istoria status quo, în următorul video vom trece în revistă conținutul profund al imnurilor, rugăciunilor și antifonelor.
Faceți un gest de solidaritate și susțineți misiunea custodiei Țării Sfinte. Christian Media Center răspândește vestea cea bună a lui Isus, făcând cunoscută în lumea întreagă spiritualitatea locurilor sfinte și viața creștinilor care trăiesc aici. Contribuția ta ne va ajuta să ducem vestea învierii Domnului, cea mai urgentă dintre toate, bărbaților și femeilor din toate limbile și națiunile. Pentru a ne ajuta în mod concret, deschideți codul QR. Alegerea ta face diferența. Yeah.